Biroul permanent județean al PNL Timiș s-a întrunit pentru a discuta situația creată de președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, care a încălcat protocolul semnat la București între PNL și PSD. În urma discuțiilor a fost adoptată o declarație comună. Noi suntem pregătiți să câștigăm toate alegerile din acest an pentru binele comunităților pe care le administrăm. Nu ne lăsăm intimidați de niciun demers politic lipsit de fair play și ne pare sincer rău față de cei câțiva foști colegi ai noștri care au fost derutați din drumul lor de către vrăjile și cântecele de sire ale președintelui PSD Timiș, Alfred Simonis. Din păcate, acțiunile sirenei PSD pot îndrepta către stânci întreaga corabie europarlamentară a PNL-PSD, chiar dacă intenția acestuia a fost doar de a prejudicia interesele electorale locale ale PNL Timiș. Atragerea prin metode ilegitime a unor primari și viceprimari din PNL este o dovadă de lipsă de respect și de considerație față de partenerii de alianță. Atacul deputatului Simonis reprezintă un precedent extrem de grav care poate avea repercursiuni asupra rezultatelor alegerilor din județul Timiș. Ne va fi foarte greu să mergem către oamenii care își exprimă opțiunea electorală în cadrul alegerilor din acest an și să le spunem că aliații noștri sunt oameni lipsiți de caracter, care nu respectă înțelegerile cu partenerii de guvernare și de alianță. De altfel, poziția președintelui PSD Marcel Ciolacu este dovada că nici măcar la nivel național astfel de practici nu mai sunt tolerate, în condițiile în care România trebuie să trimită în Parlamentul European cât mai mulți reprezentanți din rândul partidelor afiliate la curente europene principale. Din punctul nostru de vedere, alianța PNL-PSD este deteriorată grav în Timiș, dar vom acționa ca și până acum cu responsabilitate față de români și față de interesele majore ale acestora. Oricâte eforturi de destabilizare a situației politice din Timiș vor exista, răspunsul nostru va fi mereu același: continuarea cu calm și viziune a parteneriatului solid cu cetățenii. Vom câștiga din nou alegerile locale, în fiecare localitate și la nivel județean, pentru că, spre deosebire de controversatul președinte PSD Timiș, noi îi respectăm pe timișeni, nu-i considerăm o masă de manevră pentru asigurarea sprijinului politic de la Centru pentru Nominalizarea în Alegeri. Nu avem nevoie de sprijinul PSD Timiș și suntem convinși că vom câștiga din nou președinția CJT prin Alinica, dar și localitățile din care au plecat câțiva oameni. Mesajul nostru către domnul Simonis este unul sigur: sirenele pot păcăli, dar nu pot câștiga. Este declarația membrilor biroului permanent județean al PNL Timiș.